Bun găsit, dragi prieteni, Metropola TV. Este marți și stăm de vorbă despre etapa din Superliga care tocmai s-a încheiat și vedem uh, cum mai duc echipele din uh, Prima Ligă bătăliile pentru prima poziție din clasament, pentru prima poziție din play-out, pentru ultimele două poziții, pentru că avem uh, punctaje, să zicem așa, foarte, foarte strânse. Vorbim despre partidele din Cupa României, care urmează începând, uh, începând de astăzi. Vorbim cu Ionel Luțan, Ionuț Florea și Dacian Vargă. M-am uitat și în ochii lor, așa să-i văd pe fiecare, să fiu sigură că n-am uitat pe nimeni. Suntem în formulă completă. Da, vreau să zic că sunt și în formă, nu doar în formulă. În formă am fost mereu. Și trebuie să rămânem în formă până când se termină campionatul. Eu știu despre, despre voi că de, de pregătiți v-ați născut pregătiți. De deci ce în regulă? La repedeam, dragă Alice, aproape zi de zi ne antrenăm și noi, nu? Ca și jucătorii pe teren. Spuneai tu de această etapă, pare să devină mai interesantă lupta în play-out, acolo unde locurile formațiilor care pleacă din primul eșalon sunt viu disputate, la nivel de vârf în play-off acolo lucrurile par să se clarifice și poate, foarte probabil, etapa care urmează ar putea conduce FCSB-ul către titlu foarte, foarte devreme. Ei, uite că începem și noi emisiunea ca până la pauză să discutăm despre play-off. Ionut, dacă ești de acord cu cu mine, mâna mea dreaptă, aici la, ma, la Manșa la Timonă și să de vorbă despre, despre, prima partidă din play-off care s-a desfășurat în weekendul acesta. Sepsis Sfântul Gheorghe care a întâlnit acasă CFR Cluj, un rezultat de egalitate 1 la 1, câte un punct pentru fiecare echipă. Știm despre cei de la Sfântul Gheorghe că ei la nivel declarativ și-au atins obiectivul sezonul acesta. Pe partea cealaltă, prima de un milion de euro, nu știu dacă se mai dă. Da, e ca emisiunea aceea, Insula de un milion de euro, cred că așa. <laughs> cred că așa e și la CFR Cluj. Vă dau e un o minut. insulă undeva în mijlocul exact. mării. Punctele de un milion de euro. Eu am spus că în momentul de față, din punctul meu de vedere, CFR în play-off mai mult va încurca decât va conta, pentru că nu are echipă să se bată la titlu a list și exceptând primele 20 de minute în care, într-adevăr, am văzut fotbal și dorință, Ulterior, meciul s-a transformat într-unul de luptă, de uzură. Sepsi n-a putut mai mult, CFR a încercat, dar cam atâtea sunt veleitățile lor tehnico-tactice. Este un rezultat care convine foarte mult urmăritoarelor, atât FCSB-ului care respiră ușurat, pentru că la un moment dat spunea că CFR este echipa cea mai periculoasă, iată cum se schimbă poli de putere de la o etapă la cealaltă, Până la urmă, Craiova și Rapid ar trebui să fie mulțumite dacă stăm să analizăm ce au făcut și ele, în contextul în care CFR nu reușește să convingă. Și am aflat și noi, în sfârșit, ceea ce noi știam, dar părea că nu vrea nimeni să declare, CFR cu Adimutu anul acesta nu are obiectiv campionatualis. A subliniat și Adimutu, a subliniat și patronul Neluțu Varga, chiar dacă mai speră într-un colț de suflet să poată atinge această performanță. Obiectivul CFR-ului acesta va fi să se claseze cel puțin pe locul 2 și, bineînțeles, dacă poate să facă un parcurs cât mai lung și să câștige cu parounii. Sepsi este mulțumită și, în momentul de față, din punctul meu de vedere, orice ce reușește să câștige este un bonus. Așa este, pentru că am, am auzit în repetate rânduri declarațiile celor de la Sfântul, de la Sfântul Gheorghe. Pe partea cealaltă, automat la CFR Cluj pretențiile ar fi trebuit să fie destul de mari. Pentru fiecare sezon, nu doar pentru, pentru unul singular în care, să zicem, au venit după un, un eșec, am putea să-i spunem în sezonul trecut când n-au reușit să mențină titlul de campion acasă. Da, eu mă uitam la declarația lui Adi Mutu după meci, care a spus că este mulțumit de jucători, cum au jucat, doar că nu a intrat mingea în poartă. Sincer, pe mine nu m-a mulțumit jocul celor de la CFR. Uitându-mă și în spate, la ultimile, ultimii ani, ultimele campionate, când jocul nu arăta chiar la fel de bine, da? dar reușeau să câștige. Cred că în momentul de față, pentru CFR, doar punctele contează. Cu acest rezultat de egalitate, cred că și-au luat gândul de la, de la, primul loc. Dar nu cred că e ok pentru jucători să spună antrenorul și patronul că, domne, noi nu vrem campionat. Dică... E să fii și realist, dar ce da, cian, păi, da, să sub presiune acolo, Ionel. siguranță presiunea, presiunea este, dovadă păi, că... Nu acel... este, dacă iese antrenorul și, dacă iese antrenorul și spune, domne, obiectivul nu este câștigarea campionatului? Și vine patronul și pune pe masă un milion de euro, adică încercând oarecum să compenseze chestia asta. Ce ul nu mai știe să marcheze, din păcate, pentru că atacanții rosesc acolo cu nonșalanță, ocazii de gol. Dacă vă aduceți pe aminte, ultimele reușite notabile de altfel, iată că acum Boban marchează, Aieti a avut acea reușită excepțională în partida cu Faru, Ilie marcase în partida trecută tot un apărător central. Eu cred, la când mă pricep la arbitraj, că a fost penalti evident acolo din 2, la Bârligea, fără dubii acest penalti. Am văzut și ieșirea lui Cristi Bala și evident că este un om foarte, foarte echilibrat. Dacă Cristi Bala a amendat în termene ăștia pe care i-a expus după partidă neacordarea la viitorul de la 11 metri, cred că avem toate motivele să-l credem. Se cam adună aceste inadvertențe pentru CFR, se vede și în clasament. Adi Mutu n-a uitat să precizeze înaintea partidei că bilanțul său pe banca CFR-ului este unul bun. Contabilizând toate partidele de când este antrenor la CFR, bilanțul contabil așa îi dă dreptate. A luat un lot în plin campionat, deloc ușor de gestionat, chiar dacă vorbim de un tehnician, probabil în ascensiune, așa cum este Adrian Mutu. Întreaga valoare, cred eu, a lui Adrian Moută va fi dat în primele etape din nou sezon, în funcție de mișcările pe care le fac. Aici intervine problema Cupei României, pentru că CFR-ul are mare nevoie de pătrunderea în Cupele Europene. Și Eficientizarea balanței financiare este foarte importantă. Și pentru că ai menționat despre asta, o să revenim la un, pe parcursul emisiunii la cfr Cluj și mai stăm de vorba atunci, pentru că vorbim și despre meciurile din Cupa României și știm bine că ei au o, o partidă și acolo în sferturi și Revenim acolo și mai facem câteva completări vis-a-vis -vis de echipă ca să poți trece mai departe la următoarea partidă din play-off și anume CS Universitatea Craiova, care a întâlnit acasă rapid București, meciul eveniment, să spunem așa, al weekend-ului pentru că a fost extra discutat. 2 la 1 reușesc gazdele să câștige și formația lui domnului Rotaru este pe a doua poziție în clasament. S-a pus foarte mult accent și pe ceea ce s-a întâmplat înaintea acestei partide. Asta zic, a fost așa un eveniment. Exact cu, um, cu final mult crisis. prea discutat, ca și să Cu zicem final așa și pe pentru dreptate. suflarea Giuleștiana. Meciul în sine nu a fost unul spectaculos, cel puțin în prima repriză a arătat ca un meci de play-out, însă imediat după ce a început partea secundă a fost acea scânteie pe nume Funșo care a reușit să dinamiteze partida, să deschidă scorul și mai ales imediat după alte trei minute Universitatea Craiova să rămână în inferioritate numerică. De acolo ceea ce s-a întâmplat este foarte greu de uh, analizat și de descris cum o echipă ca Rapidul, care în ultimele 13 etape pierduse doar una singură și aceea la Iași, să ai un 0, să ai un om în plus, să ai ascendentul moral asupra adversarului și să capotezi de felul acesta, este o explicație pe care cred că nici Cristiano Bergadi nu o are. Este de felicitat Craiova, Alice, dar trebuie să rămână totuși cu picioarele pe pământ, pentru că sunt două victorii, 2 la 1, de fapt este a treia victorie cu 2 la 1 la rând, dar aceste victorii nu vin pe un joc convingător. Craiova reușește să bată la Cluj, fiind dominată copios, Craiova reușește să bată rapidul cu 2 la 1 după ce în primele 50 de minute nu a tras pe poartă și ai senzația că vine la București ca mare favorită. Ar trebui și sper ca cei de acolo pentru binele lor să realizeze că aceste șase puncte sunt venite și cu un dram de noroc, și să încerce să-i țină pe jucători cu picioarele pe pământ, pentru că altfel mi-e teamă că vor păți la București ceea ce au mai pățit de două ori, și anume să pierde cu 0 la 3. Am văzut anterior și punctajul celor șase, șase învingători din sezonul acesta care au reușit să se claseze în play -off. Doar șase puncte diferență în momentul, în momentul de față. Acum îi vedem și pe ceilalți despre care o să discutăm probabil după scurta pauză de publicitate. Absență importantă la Rapid, de, probabil liderul echipei, Cristian Săpunaru. S-a văzut acest lucru, nu neapărat prin poziția pe care o ocupă în teren, ci prin maniera de a se impune. Făceam o comparație cu Mitriță, dacă ați văzut la un moment dat, când a strâns echipa în jurul lui, a spus, vă omor dacă nu câștigăm astăzi. Mesajul ăsta, popular așa transmis, a avut ecou. Mă uitam la șcătorii Craiovei și când părăseau terenul, cel care ieșea din teren, cum îl încuraja pe cel care intra o stare de spirit foarte, foarte bună, cel puțin în această partidă, în care din nou strălucește Mitriță. Vrem, nu vrem, este un jucător determinant pentru echipa craioveană. O pasă luminoasă acolo, pe centrul unei defensive depășite cu mare, mare ușurință și mai apoi execuția la penalti extrem de precisă a lui Mitriță. Nu poate greși acolo. Și Ivan are meritul lui nou, dar și Hroma, da, care face un faul nepermis pentru un jucător cu atât de mare, mare experiență. La rapid lucrurile nu sunt încă foarte clare și asta se vede și în ceea ce se petrece pe teren. Apar tot felul de zvonuri legate de Cristiano Bergodi, deloc probabil lipsite de interes. Apare varianta că Răzvan Raz va fi cooptat cât de curând în staful Rapidului, deci nu chiar pe poziția deținută acum de Daniel Nicolae. Ori toate aceste supoziții legate și de ceea ce s-a întâmplat cu galeria, cu tot contextul ăsta de la Rapid, se vede și în prestația echipei de pe teren. O echipă care depinde foarte mult de liniștea de care ar avea nevoie. Cum se vede, de deci, ce uh, poziția secundă pentru cei de la Craiova, știind bine că au avut câteva sezoane cu multe ghinioane? Dacă vă aduceți aminte, cred că acum vreo lună jumătate când spuneam, cred că doar Cred că tu, Ionel, Ionuț, rădeai de mine și spuneai că nu are cum Craiova să mai uh, creadă în câștigarea campionatului. Eu cred că dacă reușesc etapa următoare să câștige la în Ghencia, în Ghencia, în, pe Național Arena, o să-și o să pună amprenta pentru câștigarea campionatului. Mie îmi place Universitatea Craiova, am spus-o nenumărate rânduri. Uh, ok, nu-ți iese jocul, dar se vede că au jucători de calitate și au un lot pe lângă Rapidul, care din punctul meu de vedere e pe primul loc ca și lot, ei sunt pe locul 2. Știi ce mai au, au? cel mai bun under din România în momentul de față. Știi, Ștefan Bairam, Bairam are 6 goluri în ultimele 6 meciuri. Da, nu consecuție. permit să răd tine, pentru că de-a lungul conviețuirii da. noastre ai avut mai multă dreptate decât am avut eu. Și atunci, poate că nu sunt de acord cu unele afirmații pe care le faci, dar până la urmă, atunci când ai dreptate, mă simt... Între ghilimele ai râs de mine, <laughs> a spus așa. Se asta. Da. Eu cred cred că... că toată lumea, inclusiv cei de acolo, nu mai credeau că Universitatea Craiova poate să intre în luptă. Nici acum nu este în lupta pentru titlu, pentru că este foarte important ce o să facă la București. Asta am spus. Dacă, dacă era la București, să, dacă era să câștige contra celor de la FCSB, rămân patru puncte. Absolut. Dar ce am vedea partea bună da? a Creave, adică victoria care ar fi atât de importantă și pentru cei care urmăresc -au această luptă. Știți că au avut uh, cele mai grele meciuri. Exact, exact. Au avut la CFR, da? Și acum cu rapid. Și urmează FCSV. Urmează FCSV. Cum ar fi cu 9 puncte, îți dai seama? Ai 9 puncte. Asta am spus. Eu cred că Universitatea Craiova se întorc cu 3 puncte din București. Sunt, uh, sunt acolo, se bat la, la campionat. Vorbim și despre echipa care este pe primul loc în momentul de față, FCSB, care a întâlnit în deplasare de data aceasta Farul Constanța rapid, și a nu câștigat să 1 la 0. Suntem pe foarte Repede timp mai, am limitat am astăzi. Am înțeles. Mai vreau să spun și eu două, trei cuvinte de rapid, dar dacă nu mă lași... Lasă că revenim. Mai, mai, mai revenim, te mai întreb de rapid. Te rog. După ce terminăm emisiunea. Perfect. Dar de FCSB și Farul Constanța, vrei să-mi zici câte ceva? A câștigat FCSB-ul, uite distanța... 0. uite... greu, să... greu, greu... Uh un meci slab făcut de FCSB, dar până la urmă, cum am spus și de CFR, cred că în play off ăsta nu mai contează jocul. În punctul meu de vedere. Știu eu, nu că ție plache, să vezi, nu? O să-mi spui că te-ai plictisit da. la meci, că e un meci de play-out. Conversația dintre voi doi este absolut delicioasă astăzi. Și că stai la cafea. Da, no, dar la, la cafea de sunteți, așa dar și, se și pare. să nu crezi, din punctul meu de vedere, că cei care conduc FCSB-ul nu cer un joc plăcut ochiului. Asta în niciun caz. Încearcă să câștige, a fi și o prestație. Da, dar convincă. declarația domnului Becale a spus că au trei puncte în buzunar. Asta da, după meci, evident că da, s-a văzut acest lucru. Și vine golul cu capul, al lui Șut, nu? Târziu, fază... dar. Târziu, dar. Trei puncte de atacant veritabil acolo. Chiar arăta bine farul o perioadă. Pe măsură ce timpul trecea, a mai scăzut așa în intensitate. Te așteptai ca farul acasă să joace slab? Să nu... Eu cred că au pus mari probleme și cred că farul scoate la liman, etapă de etapă, un nou jucător foarte interesant pentru fotbal din România, acest jocarul extrem la stânga farului care câștigă amploare la fiecare partidă petrecută și arată încă o dată Gică Hagi ce face. Buzbuchi la 100 partidă arată că este un portar extrem, extrem de valoros. Nu degeaba Bine, are Ioan. are experiență. Are dar experiență, dar a că Gică Hagi, i-a permis lui Mariana Ioanei să plece. Așa și cu acest cojocarul pe care l-a ținut în lot pentru a-i oferi din ce în ce mai multe minute. Față de alte echipe care nici nu arată spectaculă, pe CSB-ul câștigă. Dar această continuitate, această constanță în rezultate, asta era și obiectivul și lor. diferența Ionestu. este uriașă. Dacă îi bate pe Craiova acum, acolo. șampania poate fi la rece. Dacă se întâmplă ca formația lui Mihai Rotaru să câștige, atunci da, se amplifică foarte mult această luptă și cred că pentru noi ar fi plăcut să vedem până la final un duel interesant pentru titlu. Cred că toată lumea și-ar dori, și dori asta. Adică să rămână până în ultima etapă, dacă Eu se poate. Că fanic. Celor de la FCSB nu-și doresc asta. Bineînțeles, da, ok, nu toată lumea, scuze. Toată lumea neutră. Toată lumea neutră, da, corect. Cred că toți ne-ar încânta să stăm așa în fața televizorului până în ultima etapă. Cu toate că o să ne fie greu că să se joace toate la aceeași oră, dacă sunt mai multe care pot să câștige campionatul, pentru că știm cu toți că se joacă. să la că la strângem. Ne uităm fiecare la două, pe televizoare și vedem. Ne împărțim meciurile fiecare la exact. câte o partidă și atunci le reglăm pe toate. Da, eu cred că problema FCSB-ului va veni în Europa Lis, pentru că eu consider că ei se mint. FCSB nu joacă nimic în 2024. FCSB câștigă pur și simplu cu mare șansă. Hai că luăm o rapidă pauză de publicitate Atunci doar 5 minutule, exact Auzi. și te întreb și de, de rapid pe pauză și revenim imediat. Am revenit din scurta pauză publicitară, unde bineînțeles că discuțiile nu au încetat despre meciurile din, din Superliga. S-a țipat un pic pe final, dar Dacian știi cine a țipat? Eu nu ține. mai... nu te mai lua nervos. de Ionuț, că Ionuț e mereu cu minte, tu ești capul răutăților în absolut orice situație. M Am contrazis cu Ionel. Constructiv. Constructiv. Ca de fiecare dată. Bineînțeles. Atunci găsesc că e momentul uh, prielnic să vă contraziceți constructiv sau distructiv, și pe televizor. Vorbim despre meciurile din play-out. Și avem uh, FC Voluntari care a întâlnit acasă Hermann Sibiu și formația Ilfoveană. Rămâne cu 3 puncte acasă, 1 la 0 și, momentul de față, este pe un loc uh, ok în clasament, ca și poziție, dar. Vedem ce se întâmplă. E mult mai interesant, din păcate pentru unii, din fericire, pentru cei care sunt telespectatori nevătrâni. Mă, aș începe eu dacă-mi dați voi. Astăzi e ziua lui Florin Pârvu, 49 de ani, sărbătoare la fece voluntarii. Îi urăm la mulți un ani. Un nou tehnician. Dar... Cadoul a venit puțin mai devreme, cu această victorie atât de importantă, conturată de George Merloi, care are sânge rece acolo, la cea lovitură de la 11 metri. Și cred, Acian, m-aș referi la tine, că nu e deloc ușor, pentru jucător care vine după șapte luni de absență, să marcheze într-un moment atât de critic. Dacă acolo el rata și fece voluntar nu câștiga, situația clubului era una extrem, extrem de delicată. Nu că acum n-ar fi la același nivel înaintea unei partide. A mult acest jucător. Da, dacă de era George de Merloi în deplinătatea forțelor sale fizice în toată această perioadă, cu siguranță erau contabilizate mai multe goluri și puncte care asigurau liniștea la fece voluntari. Cât depinzi de un asemenea jucător cum este... George Merloi, o prestație mai modestă a celor de la Hermașta, care au alimentat tot felul de zvonuri, o luare de poziție oficială a celor de la fece voluntare. Andrei Nicolescu a bătut în retragere, președintele lui Dinamo, după ce a acuzat acolo, a fost așa un ritm neconcludent la o partidă de Superliga, puncte importante a contate de fece voluntar, dar nu înseamnă încă nimic. Și puncte importante pierdute de Hermann Stad. o Echipă care totuși are o barieră să zicem. Nu poate crede o evoluare mereu la același nivel. Poate și de aici aceste zvonuri, să spunem, aceste supoziții. Fece voluntar este obligată să câștige la ploi și partida cu petrolul. Și va fi o întâlnire între fostul secund al lui Florin Pârvă, Florin Stângă, tehnicianul petrolului. să fie primit. A declarat cu mare franchețe. Va fi primit foarte bine Florin Pârvă la Ploiești. Cu siguranță va fi așa. Eu voi fi la meci și Deja știm toate reacțiile care vor fi la adresa lui Florin Pârvu. Va fi întâmpinată deci dacă nu, primește nu, nu, va fi întâmpinat cu aplauze de toată la galeria început, petrolului. La început. Bine, dacă câștigă face voluntari, vom vedea noi ce se va întâmpla la final de partidă. Puncte importante, să spuneam, dar fără victoria de la Ploiești în partida de sâmbătă, nu au o mare relevanță. Petrolul poate liniști total, șederea în Superliga, dacă câștigă sâmbătă, face voluntare are mare nevoie de puncte pentru a se liniști Dar cine acolo. Cine nu are Ionel Așa, de puncte. Nu, nu sunt câteva e echipe e în fronte care au cât de cât puțină liniște. Cele din subsol, vreo 5 la număr, depinde de fiecare partidă. Nu vezi că știi și deja gata, poți să urci 3-4 poziții N -n în Dacă casament. Doamne ferește, eu cu ai -bord o perioadă ce ce... la și celelalte o perioadă bună, niște nici nești. cele de pe primele Cobor după aceea, dar eu cred că co în momentul de față chiar și care spui tu de la primele a, țelul, de iau. la oțelul în sus e mai multă liniște. Nici petrolul, spuneam, petrolul depinde foarte mult de această partidă. Păi ca și face voluntari. Mai multă liniște, că ai 16, uh, da, 16 puncte pe loc direct retrogradabil și 23 de puncte Hermannstadt pe poziția 3. Da, eu cred că eu nu se poate ajuta aici. Cred că au fost vreo 10 partide în care fece voluntarul mai câștigat. Dacă nu chiar mai multe. Și era esențial această victorie în fața 13. celor de la FC Hermannstadt. George Meroi, care punctase și în partida de la Arad, recidivează acum și devine poate cel mai important pion în această cursă importantă de menținere în prima ligă. Pe mine nu mă surprinde victoria voluntariului și salut conducerea pe care am auzit-o spunând că noi ne dorim să ne salvăm direct. Barajul nu este o opțiune pentru noi, asta după ce numai cu două etape voluntare era pe loc retrogradabil direct. Nu mă surprinde prin faptului că Herman Stad în deplasare n-a mai bătut de 15 meciuri alis și venea în fieful unei formații rănite, în fieful unei formații care dădusele reprimere sene de viață, etapa trecută la Arad. gândește te cât de frustrant poate să fie pentru echipa aflată în lupta de la retrogradare să marchezi trei goluri în deplasare și să nu vii cu nimic și de acolo. Te cu exact. Pind. Și să joci bine. După ce o perioadă părea că ești în tunel, ai reușit să faci în sfârșit un joc bun și cred că rezultatul acesta vine ca urmare a faptului că voluntar este pe un drum bun. Așa cum sublinea și Ionel, trebuie să vină cu ceva și de la Ploiești. Poate și un rezultat de egalitate este bun în contextul în care celelalte din spate fac și ele egaluri sau nu câștigă, dar pentru voluntari este important să lege două, trei victorii sau măcar să nu piardă două, trei meciuri, să mai bată, să facă un egal, să bată, să facă un egal, pentru că este din punct de vedere al moralului foarte bine pentru echipă și mai ales reușești să îi ții pe ceilalți de sub. Mai sunt șapte etape în momentul de față, 21 de puncte. Crezi că cu 13-14 te salvezi din momentul de față, Dacian? Eu cred că da. Deci cam asta trebuie să fie da. obiectivul. Să bați măcar 4 și un egal. Sau... 21 de puncte... A, Ionel? De ce nu, nu mai multe, să... ca să fii da, sigur, asta, ești. Da, dar zic da. nu poți să, să, să scape, să, să scape, să, exact. scape să, nu, exact. să nici nu meargă la baraj. Dar sunt nevoi să revin cu acea maximă fotbalistică. Primul meci e cel mai important. Clar. Socotelele depind de ceea right. ce urmează. Primele 90 de minute de la Ploiești. Pentru fece voluntari, ca și pentru Herma Stad. Greșeala impardonabilă acolo a capitanului de echipă de această dată, Butean. A și insistat jucătorul în atac de la fece voluntar la acea lovitură și a venit pe penaltul marcat cu sânge rece de George Merloi. Doar atât a 15 secunde, s-a vorbit la interviurile de după partidă de posibilă plecarea lui Nagică, în galeria Rapidului, chiar George Merlo a fost, ar fi cea mai mare pierdere. Nu se poate, fără energie, că plecăm și noi. A, asta ăsta îmi pare rău, dar acesta ar fi un transfer de doamne ferește. Deci, e un breaking news, Da, și vă rog frumos, deci chiar, chiar nu este cazul. Ăsta nu e un transfer la care să ne gândim. Trecem mai departe, vorbim de Fece Botoșan, care de pe ultima poziție din clasament reușește să câștige împotriva Politehnicii Iași cu 2 la 1. Și automat, iarăși un buz de încredere și pentru ei. Din nou, am mai repetat-o de 15.000 de ori sezonul acesta. Diferențele nu sunt așa de mari. Știi că în lumea fitness-ului există așa. un motto. Don't count the reps, make the reps count. Adică... Măi, ai, traduce... ai apucat de din astea motivaționale. <laughs> te -ai apucat să... de... Ei, la noi, în fotbalul românesc, se uh, merge pe principiul acesta exact invers. Nu contează cum câștigi, contează să câștigi. În partea cealaltă este, nu contează câte repetări faci fără corecte. La noi în fotbal contează să iei cele trei puncte. Exact asta n-a înțeles ea și Alis și are o, un deja vu pentru că s-a mai dus o dată la Botoșan și a pățit același lucru, a venit acum și a pățit același lucru. Nu reușește să învețe din greșeli și mereu de fiecare dată când deschide scorul se consideră învinsă dinainte. Am văzut câtă presiune poate să fie pe umerii unui antrenor, pentru că după meci, pur și simplu, Bogdan Andone a stat câteva secunde în genunchi, cu mâinile acoperându-și fața și descătușindu-se. Pentru că, din punctul meu de vedere, cred că Botoșan și-a jucat continuarea speranțelor în Superliga. Orice a rezultat în afara victoriei împotriva Iașiului, Cred că ar fi însemnat deja retrogradarea acestei formații. Rămâne în luptă, și gândește ce se întâmplă dacă Botoșean câștigă etapa viitoare la Arad. Face 17 puncte și reușește să predea lanterna roșie, în contextul în care și celelalte rezultate o vor ajuta. Deci va fi un play-out explosiv, așa cum sublinea și poate mai important decât ceea ce vedem în partea superioară a clasamentului. Să nu uităm că s-a schimbat antrenorul la Poliaș. Acum lăsam lăsăm pe unul să zică chestia asta pentru că el are mai multe informații. Să un antrenor nou la echipă. El zice că se uită la toate meciurile de 2 ani, Ionel. Crezi lucrul ăsta? E o legătură aici și îmi dau seama încă o dată că... A zis că în ultimii 2 ani a văzut toate meciurile din România. nu, așa este pentru că... Da, noi suntem aici. Dacă el mi a fi spus că eu văd în Portugalia toate meciurile, aș fi mințit. N-am văzut, Cred că are ceva, are ceva acoperire pentru că numele lui Toni s-a vehiculat și la alte echipe din România. Și îmi dau seama acum când un antrenor care stă foarte multă vreme în afara când spune, băi, dacă n-ai o anumită legătură, o anumită conexiune, n-ai cum să pătrunzi. A părut surprinzătoare venirea lui Tony și cu toată admirația sau cu tot respectul pentru Cornel Schweitzer, nu cred că în ziua aceea, în seara aceea, l-a sunat pe Tony, băi, uite, renunț la Teo, urcă -te în avion și la Leo, renunț la antrenor, urcă în avion și vin la Iași, că parafăm contractul. Este clar că ceva indice erau înainte de această ruptură. Pare puțin curioasă, nu? Venirea lui Tony în acest moment atât de delicat pentru Politehnica Iași. Singura, știu eu, variantă accesibilă ar fi că un jucător important, care cât de cât este obișnuit cu fotbalul din România și care s-a mai aflat pe lista altor două echipe foarte aproape de a le prelua acest Toni. Să vină cu altceva, adică rigurozitatea lui Leo Grozavu să vină În vestiar, așa cum a venit Bogdan Andone Sau cum a venit Florin părful la fece voluntari Bogdan Andone a venit și cu niște jucători A venit și cu niște jucători, dar trebuie să fie cu altceva Florin nu a venit cu jucători la voluntari Și încearcă să resusciteze atmosfera Rigiditatea probabil a lui Leo Grozavu Nici eu nu sunt de acord cu plecarea lui Leo Grozavu Și părea greu de distrus un cuplu Atât de solid, nu? Cornel Schweitzer, Leo Grozavu, dar iată că în lumea fotbalului ești nevoie să iei astfel de decizii. Bine puncta Ionut, Botoșanu și-a fixat ca marjă 6 puncte în partidele cu Politehnica și UTA și nu pleacă sub nicio formă, ca victimă sigură sigur în acest moment echipa din Botoșan la Arad. Ca bine și data trecută dacă, exact. dacă, dacă vă ceți echipe la, la a fost. Arad. Minutul 94 Arad. Minutul 94, 20. au avut 2-0, au avut om în plus Botoșanu la, la Arad. Da, debutează Toni într-o partidă de totul sau nimic cu cei de la FC Universitatea 1948 Craiova. Evident că nu are timp să facă mare lucru. În discursul său la adresa jucătorilor sau cine știe că nici schimbări generoase tehnico-tactice nu pot fi făcute. Din păcate, Politehnica trăiește doar printr-un singur jucător, generos el. Alin Roman la 10 a reușit în acest sezon. Dican un apărător sau chiar un mijlocaș central marchează acolo cu o execuție fabuloasă. Pe final de partidă vine și răsplata, Botoșanul câștigă și respiră. Dinamizând clar acolo lupta pentru Și pune și mai mare mari. presiune Deja considerați ta. retrogradați de ceilalți Acum se pare că se cam schimbă calculele Vezi, presiune da. E foarte mare pentru toate echipele Din Ia I-a ținut și pe Poliaș jos O etapă favorabilă și, pentru Botoșan. Foarte favorabilă Uite și foarte din puținele rezultate de egalitate Pentru că de când s-a făcut la Între play-off și play-out sezonul acesta Am văzut destul de puține rezultate de egalitate Vorbim despre Uclu și Uta Arad 0 la 0, câte un punct, da? Dar Ionuț are o față, ceva dezamăgit profund. Nu oh, a plăcut meciul. Degeaba, s-a jucat -a degeaba. A ales. Nici nu te-ai uitat la, la ce Singur, oră s-a jucat. Singurul lucru interesant la această partidă este că Universitatea Cluj are 630 de minute când a mai luat gol. Atât, dacă ar trebui să trecem ceva la capitolul pozitiv, ar trebui să punem apărarea Universității Cluj, care reușește o serie impresionantă ce se apropie de seria lui Dan Petrescu. În rest, fotbal cu pipeta spre zero, două echipe care s-au temut una de cealaltă și până la urmă, când te temi de adversari și n-ai curaj, așa cum sublinea și Mircea Rednic, nu poți obține mai mult. Universitatea a încercat, dar are și ea limitele și noi am subliniat de fiecare dată că este o echipă dependentă de câțiva jucători. Care, dacă nu sunt în formă la momentul respectiv, universității este greu să desfacă o apărare aglomerată, așa cum a fost cea a Rădan. Sau dacă sunt Dani Hilas, pentru că fiecare adversar da, știe, așa. nu că Dani Nistor sau Dani Popa sau Kip Chiu, care a dispărut de mult de pe lista marcatorilor, ar trebui să apară și alții acolo, probabil că și oboseala la unii jucători care au adunat ceva anul, dar promi de finalul sezonului, o partidă de uitat pentru ambele grupări, însă punctul cucerit de fiecare le menține acolo în zona bună a clasamentului. Asta ar fi câștigul pentru cele două formații. Dar știi ce este ciudat la Universitatea Cluj Ionel și aceea? Că nu reușește să-și găsească un fundaj stânga de Doamne ajută să-l ducă pe chipciu cât mai aproape de poartă. Mi-l pe jucătorul ăla să mi-l pui fundaj stânga? Chiar așa nu poți să găsești un fundaj stânga să-l urci pe chipciu la mijloc, să creeze... Nu ai a plecat. A plecat Dar nu e singura echipă, <laughs> pentru că ne uităm și la... Dar nu e păcat să sacrifici pe chipciu, stânga. A, a reziliat imediat și a semnat în... în Polonia. Da. În Polonia, adică... Se întoarce la vară, nu e problemă, dar... Nu, dar nu la Cluj. Da, e... da nu la Cluj. Nu la Cluj, În <laughs> la <laughs> altă parte, probabil, la o echipă care va promova. Da. Păi ne uităm și la Craiova, nu absolut surprinzător. O echipă care are pe banca de rezerve un îndonc, nu? Da. În lui Bancu. Da. Polivalentul căpățân. Adică fiecare antrenor, așa cum vedeam, cum spuneam. mi îmi place acest jucător de care ai spus. Și mie îmi place. care este de meserie. De meserie, corect. Dar căpățâna adună minute, ex-capitanul îi face voluntari, indiferent de postura în care este distribuit, jos părăria. Oricum, din din punct de vedere, două, două, puncte pierdute de Universitatea Cluj. Nu că a jucat acasă, eu cred că cei de la UTA, UTA au, venit, să nu pierdă. au venit să nu pierdă. Exact. Sunt absolut surprinsă. Deci, Așa repede. <laughs> pentru că, pe că la 0-0, da, 0, 0, dragă Alice. Pentru, da, și la un 0-0 care nu a fost... Mai cu mai spunem, te rog. Oamenii sunt dispuși să facă mai mult să evite durerea decât să obțină plăcerea. Cam asta face UTA când merge în deplasare. Ce bă, decât să mă bucur că bat, nu mai bine să nu pierd, să nu-mi pară rău. Așa se duce șase... și stă pe două linii. Cam despre asta e vorba. Bine, atunci trec la următoarea partidă care nu s-a terminat cu un rezultat de egalitate. Fece, Craiova și Oțelul Galați care s-au întâlnit în etapa aceasta. 2 la 1 pentru formația lui Dorinel Munteanu. Trei puncte importante și, din păcate, cei de la FCU nu sunt pe o poziție deloc simpatică. Din păcate, trei puncte pierdute de Universitatea Grăbă care îi înfundă... Așa se întâmplă, ce să facem? Din fericire pentru unii, din păcate pentru alții. Auzeam o declarație al domnului Titelu în care spunea că s-a luat după capitanul echipei și l-a dat afară pe preparator și... Și s-a luat după fanii echipei, 1500 la număr, când l-a readus pe Nicolo Napoli. Nu este de vină Nicolo Napoli, nici stafful administrativ. Are Nicolo Napoli 1500 de fani acolo la Craiova și asta a contat readucerea lui, nu care avea vreo vină acum. Și noi, domnilor, vă amintiți că spuneam, de această dată Nicolo Napoli s-ar putea lega de o retrogradare a grupării craiovene, greu de oprit acest declin de către Nicolo Napoli, Adrian Mititel, Adrian Mititelu Junior, care a venit cu o soluție. A zice, cu dorii fură la antrenamente, fură din parcursul fizic, nu se pregătesc la intensitatea dorită de aici. Da, prestațiile... Ne prestațiile... că nu fură din jaloane. Da, din, de aici prestațiile absolut modeste din campionat și rezultatele pe măsură. Deci, știi că se vede, Ionel. Se vede că fură Dacă, la antrenamente? Pregătirea fizică, da, lasă de dorit. Dacă stăm să comparăm, cred că din play-out sunt în primele două sau trei, ca și jucători. La cei jucători au cei de la FCU. Da, dar ei n-au mentalitate. Dacă facem o comparație și ne uităm la cealaltă Craiova, la mesajul la război, pe nu, care îl dă Mitrița. Nu, hai să ne uităm la cei din play-out. Păi nu, nu vreau să, să facem o pe comparație, pentru că aici la Craiova, lui Mititel, nu există spiritul ăsta de echipă. Sunt câțiva jucători care încearcă pe cont propriu pentru a-și găsi angajamente bune din vara încolo, în cazul în care echipa pleacă, și cam asta este. Nu arată așa o omogenitate. Știm cu toții toate evenimentele de la Craiova din ultima perioadă. Scandalul investiar, portarul să ia de președinte patronul ăla pe președinte și tot așa. Astea n-au cum să nu... Și ca mai povestit, sunt cred că sunt grupulețe, sunt grupulețe, grupulețe. români și străini. Și n-au cum să nu acum lase... o săptămână sau două numai în vestiar sau ce, exact. certat uh, albu, nu? Cu Bahasa sau da, ceva. Da, de și și genul asta n-au cum asta. să nu lase urme în prestație generală a echipei și în vestiar, pentru că nici Nicolo Napoli nu poate gestiona o situație de genul ăsta, oarecum asemănătoare cu cea de la Rapid. Poate nu la aceeași amploare. Dar de gringolada este evidentă la Craiova și n-ar mira credeu pe nimeni la felul în care se desfășoară acum ostilitățile ca tropa lui Adrian Mititelu să facă cunoștință din vara încolo cu Liga 2. N-ar fi o tragedie, după cum a subliniat patronul Adrian Mititelu, dar eu cred că... Crezi că ar cred fi o tragedie. Că... Așa eu cred a spus domnia asta, ce, fi... se termină fotbalul dacă retrogradăm? și -au mai fost păcat. în Liga A2, Ar fi păcat, dar asta se întâmplă listă în momentul în care nu delegi din sarci unor oameni competenți. 1. Și doi Când jucătorii au fir direct cu conducerea, asta se întâmplă unii dintre ei se cred mai importanți decât ceea ce înseamnă echipa la nivelul întregului. Pentru că atâta timp cât tu dai afară preparatorul pe care l-a că face antrenamente prea tari, într-un moment în care echipa a jucat bine și a arătat fizic, să nu uităm că le-a dat 4-0 farul lui Constanța. Această echipă care în momentul de față nu mai bate pe nimeni. Are un punct în 8 etape. Nu este totul pierdut, pentru că eu în continuare cred că este nevoie de un declic. Din punct de vedere al lotului, au câțiva jucători care pot face diferența. Dar toată această harababură, toată această incertitudine pe care până la urmă chiar Adrian Mititelu a recunoscut că domnia sa a creat-o, trebuie să se oprească. Dânsu a spus că de acum înainte nu mai pierde niciun meci Craiova și să ne uităm la puterea sa de a remonta echipa. Va fi interesant. Primul meci va avea în cupă, poate cu voluntari care nu este foarte interesată de această competiție. Dar adevăratele meciuri ale lui Craiovei vor fi cele pentru supraviețuire. Iar dacă puterea domniei sale de convingere asupra jucătorilor va fi diluată la fel cum este evoluția echipei, cu siguranță alt drum pentru Craiova nu este decât Serie B. Cu cine joacă următorul meci Craiova? La Iași. La Iași. Ho. Păi, Mamă, ce deplasare grea. Păi toate pe sunt pe grele pe în pe momentul ăsta. Nu cred că e vreo echipă care poate spune care un meci da, mai Da, dar, dar... Schimb... la Iași a schimbat antrenorul. Exact. Ai putea profita, să zicem, de aspectul ăsta. De Sau? Două Sau? tăișuri. Da, e toți jucătorii care au fost nemulțumiți cu vechiul antrenor să-i demonstreze noului antrenor, că așa se face. Exact. Or să... Hai să că revenim un pic și la cei de la, de la Creva, când discutăm și despre partidele din Cupa României, vorbim și despre Dinamo și, și Petrolul, un rezultat de egalitate cu multe minute prelungite, să spunem așa, unul la unul, câte un punct pentru fiecare, dar cu ajutor, să zicem așa. O partidă cu două reprize total diferite. Prima controlată de Dinamo, cu o prestație mai modestă a petrolului, încheiată în avantaj Gabriel de Moura. Într-o repriză cu puțină ocazii, chiar o execuție bună acolo, de atacant, să zicem. Nu cred că a avut vreo vină portarul petrolului. Însă de la pauză lucrurile s-au schimbat. Inexplicabil pentru Dinamo, care cedează a treptat teren. Asta a cerut cu Copii sau asta nu a cred, jucătorii. E greu să cred. Asta Dacă a băgat și șase fundași central, care e mesajul pe care îl trimite? Spre care? partea a doua, văzând dominarea petrolului, Ei, atât mă, de... Tu dai da, tonul ba, de pe și bancă, că... bagi șase fundași. Chestiile astea s-au întâmplat și, și cu în repriza a doua, și cu UTA la fel ai jucat tot pe și apărare. Cu și cu Hermannstadt. adică Dar. nu poate să ducă la Ei. nesfârșit chestia asta, doar să Ei. te aperi, doar să te aperi. Nu, văzând probabil ascensiunea petrolului pe parcursul disputei, încerca să strângă acest 1-0, atât de firav. Invitând echipa adversă la joc, petrolul chiar a arătat bine de această dată în reviza a doua, ratând incredibil câteva situații, chiar vorbeam înainte, prieteni, parcă a fost așa un joc școală cu petrolul repetând faza ofensivă și ratând inexplicabil din multe poziții, făcând l mare pe acest golubăvi și poate principala piesă, zic eu, în acest moment a celor de la Dinamo și se face dreptate în prelungiri sau nu, pentru că acel penalti Cred că nici acum nu a fost total edificat după vreo 20 de ore de la finele de partidei. Eu cred că nu, se put... nu, cred că a fost normal acea lovitură de la 11 metri acordată de Horațiu Feșnic, după care Petrol a egalat prin Gicu Grozav. Însă, na, ăsta este arbitrajul, poate eu nu ne spune mai multe, dacă a greșit centralul, cred că trebuia corijat din camera VAR, nu s-a întâmplat de acest lucru, sau chemat, poate că a fost chemat, a, fost chemat. a văzut a... aceeași fază păi și am văzut și opinia generală a specialiștilor, și a lor de fotbal că lovitura de la 11 metri a fost eronată, acordată. Dinamo câștigă, chinuit, și erau trei puncte foarte, foarte mari 3 pentru victorie. Trei puncte Ibaldoși. Dinamo, acum era peste paraj. Peste baraj. Dacă poate conta o fază, acum, un doar punct, un punct a rămas la sub Craiova. Sub Craiova direct. retrogradare directă. Da. da. A, până trebuie să fim realiști, rezultatul este unul corect, chiar dacă eu vorbeam cu Ionel înainte de a intra în direct, este un chin să vezi Petrolul atacând atâtea stângăcii la echipa aceasta, zici că a fost un trial la Ploiești cu o zi înainte, i-au băgat pe toți în autocar, le-au dat tricouri galbene și zis, hai să intrăm că jucăm cu Dinamo. Deci atâta stângăcie când trebuie să finalizezi, ajungi acolo și dai pe lângă ea, dai în pământ, dai în tribune. Până la urmă trebuie să fim realiști și să recunoaștem că la felul în care a arătat repriza a doua, Petrolul ar fi trebuit să plece cu cel puțin un rezultat de egalitate de la București, dar o repriză a doua pe care cred eu că antrenorul din Amovis Copici a influențat-o teribil prin deciziile tehnico-tactice pe care le-a luat, ajungând la un moment dat Dinamo să aibă șase fundași central și invitându-i practic pe oaspeți să vină peste ei. Haideți să, să stăm de vorbă pe minutele care au mai rămas și despre sferturile de finală din, din Cupa României. Avem patru partide care se desfășoară zilele acestea, în cazul în care credeți că am luat uh, vreun pic de pauză de la fotbal. Avem Corvinul Hunedoara și CFR Cluj, FC Craiova și Fece Voluntari, Ucluj și Hermaștat Sibiu și Universitatea Craiova și Oțelul Galați. Uite, Corvinul joacă în seara asta cu, cu cei de la, de la CFR și prea lor că au ajuns până în această etapă a competiției. Eu vreau să întreb puțin de Hermanstad. Ok, și dacă câștigă Cupa, ce face? Rămâne cu ea în vitrină, că în Europa nu se duce. Da, Dar asta nu are spus. licență europeană. Adică european. joacă finalista, Euro. nu? Nu. Dacă ea, Cupa nu mai merge locul 4 în Europa. Așa. Și cine e... merge în Europa? merge... Câștigătoarea centra. cupei cine? Nu, nu mai merge câștigătoarea cupei. Că nu are licență europeană. N are O să meargă 2-3, nu știu dacă merge finalista. Nu știu alt alt dacă alt. mai există în altă țară așa ceva, ferească Dumnezeu. A, să să câștigi cupa și să nu mai meargă nimeni. Cum? Poate nu mai câștigă, ca să Cum fie Cum mai vine asta? Explicați mai simplu. Mie, că nu înțeleg. Da. Că și noi putem Sigur noi... nu merge finalista, adică nu. Uite, o să mă interesește și spun. Nu știu, o să Adică de dacă finalista afla. este pe un loc de Europa, atunci o să meargă locul 4. Dacă finalista A, nu este pe loc de Europa în clasament, atunci s-ar putea să meargă finalista, A, asta ar să zis. mă o să A, dar hai să vedem cine trece mai departe da. în primul și în primul Câte rând. Herman și de, de finală. De ce hai nu? Nu mă păi joacă în deplasare finala și ei știi că nu în deplasare ei îi ajung la poartă. O finală, e altceva. Hai, stai, stai puțin da. că uh, hai să i lăudăm puțin <laughs> și pe cei de la Corvinul Hunedoara. ce sărbătoare va fi acolo, Alice 10.000 de, 10 de bilete s-au vândut ca pâinea caldă la Honedora pentru partida din această ce seară. Frumos și ce bucurie. o sărbătoare fotbalistică la care participă, printre alții, și Mircea Rednic, Ioan Andone, Mircea Lucescu și nume reprezentative pentru fotbalul din Honedora S-au făcut eforturi mari, s-a fost adus o instalație de nocturnă. Care a foarte nu? bine, care n-a -ar arătat foarte bine la meciul trecut, sau poate special, domnilor, să încurce adversarul. Cred că, că n-a prins toate becurile, pentru că mereu obișnuiți... o atmosferă intimă. Da, la... da, 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 obișnuiți cu aerul la super. Deci, de la Oradea? <laughs> Cred că ai. <laughs> Nu e cea de la Oreda, dar a avut Sperm. ceva probleme. Poate remediabile, să sperăm că în această vă seară. Așa nu prea se vedea dacă va arăta, Va bine. CFR-ul tratează cu toată atenția această partidă. Spunea Cristi Balaș că este foarte importantă câștigarea pe României pentru eficientizarea acestei balanțe financiare. Corvinul nu are nimic de pierdut. E singura echipă de Liga 2 care a ajuns la această postură. Va încerca din nou să o ofere surpriza. Partida este una atractivă. Și FC Ucraiova cu FC Voluntari. Mâine avem de la, de la ora 18. Aici va fi la latitudinea conducerii Ilfovene dacă dorește să trateze cu prima echipă sau cu echipa a doua această confruntare. Cred că asta, se, asta am putea să punem întrebarea și pentru Craiova. Exact. Pentru că nici ei nu stau, exact. stau, da, sunt stau bine în clasament Craiova nu echipa a doua. Asta ai și o ai deplasare problema. grea. Craiova, dar și ea echipa a doua. Are echipa da, doua. Da, dar ai și o deplasare grea la Iași. Problema Craiova... Tu te referi la Craiova al Mititelu? Da, da, când joci cu o echipă care se spune că ar veni cu rezervele, poate ți-ai dori, mai ales că ai licență de Europa, să forțezi calificarea în finală și să joci. Eu te, credeam că te referi la Craiova lui Rotaru. Nu, oh, și sunt trei zile până la ora. Da, da, da. Sunt trei zile până la ora. în care și ea se află în poziția da, da. aceasta de a alege. Eu mă referam dacă... la FC Craiova pentru că nici ei nu se află... Depinde de, de voluntariat. Ce echipa merge acolo voluntari. Și au un meci foarte greu la iași. Adică. A, dar teoretic eu cred că repetiția cea mai bună pentru partida următoare este cu garnitura de bază. Ei, da, dar, cum spus, pentru care, a ține Dacă jucători... Nu avem un lot. Da, asta e la care nu mai face deplasarea. Un care rămâi acasă, mai joci încă un meci acasă. E Până un am... antrenament pe care îl faci acasă. Pe... Da, nu știu sincer. Sunt tu chiar... cum ai aborda aici, ca cu rezervele? Mă rog. Nu, eu aș face un mix, dacă mă întreb pe mine. Și două, trei schimbări, poate important. Mai puțin. Sau poate jucători care erau titulari și revin după accidentări. Adică încerc eu să cred că și la voluntar la fel o să vedem. -e greu să cred că la voluntari o să vedem 11 jucători noi. Mâine seara la ora 18 vom vedea exact garnitura pe care Florin Părfu exact. o va arăta în disputa de la Craiova. Mâine seară și de la ora 21 vedem un Ucluș cu Hermann Sibiu despre care ați discutat așa un pic, dar pentru Ucluș cred că e în categoria de, de obiective, nu-i așa? Ar fi generoasă dacă ne uităm din nou și așteptările ar fi mari la o partidă de genul ăsta, nu? ucluș și cu jucători importanți de ambele grupări. Mirajul ăsta al Cupei rămâne chiar și pentru Hermann pentru că totuși ca jucătorul un trofeu. Este important pentru tine, nu? o finală. Jocio finală, într-o atmosferă foarte, foarte bună. Greu de intuit, și ne va trece mai departe, și greu de asemenea de văzut. Cred că, tot așa, vor fi câțiva jucători noi în ambele garnituri, dar din cei care fac parte foarte aproape de formula de start. Da, sunt și două formații care nu stau cu apa retrogradării la Gătăliță, adică își permit să forceze. Spică, merg un pic exact. mai relaxat. Și mai un aspect. Gândește că vin după două săptămâni de pauză. De unde e oboseala asta? Că nu înțeleg. Că -a de avut la Her pauză. Da, de la pauză. Herman Stad a la avut la Națională vreo 10 jucători. Ucluj n-a avut. bagă frate să joace că vii după două săptămâni în care ai stat. Doar te-ai antrenat. Gata de ai La, la Herman Stad după meciul de la voluntar, cred că o să vedem, cred că minim 4-5 schimbări. Pentru că n-au dat de... randament. N-au dat nu? randament și ai... cred că ați văzut cu toții a, declarația... Cred că o e favorită la meciul ăsta, mai ales că a jucat și finala anul trecut, joacă și acasă, este și Sabău acolo care își dorește eu, să sincer atingă. nu aș vedea o favorită. Eu văd un meci de 50-50, chiar dacă joacă Universitatea Cluj acasă. A, a, argumentele zi. sunt clare de ambele yeah. părții totuși, adică fiecare vede partea plină a paharului. certe că partida ar trebui să fie una atractivă. Dacă noi uităm la o, o, goluri, Mergi cu goluri. Exact. parcă Așa. vedem iar un chinui 0 la 0. Da, da parcă da. vedem iar un chinui 0 la 0, de care spunem Ei, nu cred că vor de prelungiri care. și penalti uri care, da, Sunt direct la avion și da. exact. direct la destinația următoare. Meci foarte interesant, este și și ultimul de joi, Universitatea Craiova și Oțelul Galați. Bă, e. Și aici Oțelul cred că poate pune probleme Pentru că este o echipă pregătită fizic Dacă le racordăm la acest aspect Oțelul poate alerga, cred eu, încă vreo 10 etape După terminarea campionatului Și eu văd la Universitatea Craiova, văd multe schimbări Are și lotul valoros și cont că, e... că Știi care e socoteala la meciul ăsta, Dacian? Tu te gândești ce e mai aproape de mine Cupa sau campionat? În momentul de față, eu și... cred că și Toți cupa și campionat. Ați simțit spre campionat. După două victorii, știi că joci cu FCSB-ul, poți să te apropii da, la patru puncte. La două lungimi de unde să joci finala cupei, pe când mai ai 8 meciuri să câștigi campionatul. Unde poți să recuperi? Toată da, lumea își dorește campionat. Nu, dar la da. ce jucători are Craiova? Că evoluează Marcovi sau că Ivan, de exemplu. e da, o mare corect. diferență între ei. Sau ne uităm la Elvi foarte... sau dacă reintre Nicușor, Bancu și Screciu, care sunt jucători care au lusit în ultima perioadă. Păi aici nu cred că putem vorbi de echipa a sau de echipa a doua. Are un lot atât de generos, Iva petev, că n-ar surprinde titularizarea nici măcar unuia. Că Chiar are probleme acasă... că sunt jucători apropiați valoric pe posturi, nu? Adică căpățână sau dong Pe cine da, preferați? Asta am Dar spus, și... da. Eu cred că o să vedem multe schimbări. Dar, repet, cum ai și... spus și tu, Ionel... Nu văd mari diferențe. Exact, eu. și este avantajul antrenorului. Rapid și, și Craiova, e. cum am spus, au cele mai bune loturi. Eu văd mari diferențe atunci când joacă și nu joacă Mitriță, Alice. Mitriță va juca foarte probabil. Deci dacă joacă Mitriță e mai ușor, dacă nu joacă Mitriță va fi mai greu. Pentru că problema nu se pune de la mijloc în spate. Că joacă în domn, eu că cred joacă că, că o pățenă. să fie indignit Mitriță. Asta, Asta zic mea. și eu. Și atunci o să sufere în fața oțelului, care știm că se închide foarte bine. Iar dacă n-ai un jucător de explozie care să destabilizeze da, apălarea, Dar nu să te închizi, okay. dar crezi închizi. că oțelul se ce să ia, atace pe Craiova acolo? De ce nu? Poți să faci un, să încep cu 15 minute, un pressing agresiv? deci doar când joacă acasă merg pe tactica asta. O, iar să da, dacă va începe pe banca de rezervă și dacă nu va fi titular, mi să va fi ținut pe banca de rezervă mâine seară. Da. Și va apela la el, ah. va apela. dacă este cazul, măcar pentru 30 de minute decisive, dacă până atunci nu se rezolvă de către ceilalți jucători. Multe, ăsta, nu vezi nu. goluri multe? Nu. Dacă trece creava mai departe, cred că o face la un gol diferență. Da, oțelul Trebuie. va fi o nucă tare din punct exact. de vedere la această partidă, pentru că și acolo se vede mirajul ăsta al pătrunderii în fazele superioare, care ar completa parcursul bun din campionat. Cred că aici este, știu, entuziasmul echipei care vine cu șansa a doua. Încercarea asta de a da peste toate pronosticurile și dacă a completa sezonul bun pentru Oțelul, pe care l-a făcut cu un asemenea rezultat. Că... Mi-ar fi plăcut la Gala să-și joace acest... Bilanța... Era loc. Bilanțul contabil al echipei Oțelul Galați pe anul trecut a indicat un plus de 21.000 de euro, Alis, Deci este un club sănătos financiar. Are 21.000 de euro pe plus bilanța, bilanțul contabil față de anul trecut. Asta, apropo, că federația obligă cluburile să își publice pe site cum este. Dar, așa, și la alte echipe. Da, FCSB e minus 10 milioane la Gigi Becali. Da, asta Fie e până la, de de exact. până la 31 decembrie. Până la 31 decembrie, anul trecut, da. ce s-a întâmplat între timp. Și mai Cine e cineva pe plus, publici. să te întreb așa? Paro Constanța este pe plus, cu un milion și ceva. Și are cea mai mare absorbție de sponsorizare, în jur de 6 milioane în sezonul trecut. Nu Faru, ci cred că Gheorghe Hagi, numele Da, da Au știți că, de... că noi tot vorbeam de chestia asta. Eu cred că este o echipă de superliga care nu și poate plăti datoriile astea, cum necum. Pe mine m-a surprins, de exemplu, petrolul a fost creditat de cineva cu un milion de euro. Se găsesc variante, se găsesc soluții. Și echipa plătește acei bani pentru că ar fi penibil, ar fi dezastros, nu? financiar. Cine mai văzut? De ce ți se pare pe ni miliionari? Păi, în momentul am ăsta? Am zis din anii trecuți. Păi nu, eu zic că normal mai. Se că era doar o remarcă vizavi de situația, adică, nu de și nu. Ai uitat de, de situația de, de acum? Vorbește și de ceea ce înseamnă petrolul în fotbal. Nu neapără ce ce doar de petrol, de toate celelalte echipe, toate că sunt variante în momentul ăsta în Aduce Superliga. Suntem, ne-au găsit. Nu au găsit. Am zis găsesc acum, am zis cu 4 miliardar, să aduci și să desfaci. Nu, am zis că nu că n-au găsit. Acum găsesc cele care sunt acum în campionat pentru a ce mai departe cu acest bilanț valabil la 31 decembrie, ce s-a întâmplat după aceea, Hai, vom vedea vedem. în vară. Exact, și vedem cine, cine iese pe plus, cine rămâne pe minus, cine rămâne în Liga 1, cine ia cupa, cine face toate evenimentele cine merge la baraj? În fotbal și cine merge acasă, noi mergem acasă <laughs> pentru că am terminat uh, emisiunea pe ziua de astăzi, ne vedem mâine tot de la 5 și rămâneți cu Metropola TV.